Стимат делегат, онорат асистенты. Astăzi pot vă va deveni unul din cele mai bune produse care din an în an cucerește tot mai mult vin în viața societății contemporane. Ar fi greu să ne închipuim că acum ar putea lipsi din viața noastră Liga Campionilor, Europa League, Campionatele Europene sau Mondiale. Pentru noi este important că Republica Moldova face parte din acest fenomen deosebit care este fotbal european și mondial. Tot ce facem noi cu dumneavoastră, indiferent în ce zonă țării ne aflăm, este îndreptat spre dezvoltarea și promovarea fotbalului. La congresul de astăzi nu mă voi referi la detalii, la cifre, deoarece ele sunt incluse în rapoartele prezentate dumneavoastră spre aprobare, dar o să vorbesc despre prioritățile noastre pe care trebuie să le îndeplinim. Dragi prieteni, una din principalele priorități ale Federației Moldovenești de Fotbal în perioada actuală este pregătirea rezervelor. Noi avem nevoie de fotbaliști tineri, talentați, instruiți la un nivel profesional și în același timp educați în spirit învingător. Aici este nevoie de efortul nostru comun al antrenorilor, oficialilor, al conducătorilor. Jucătorii tineri trebuie să se deprindă că pe teren învinge cel care joacă mai bine în fiecare meci, dar nu cel care are un nume mai mare. Să-i ajutăm să depășească acest complex al echipei mai mici. Eu cred că pașii pe care noi împreună cu dumneavoastră îi facem de mai mult timp, în ceea ce dorim să facem în perioada următoare, ne va ajuta să schimbăm lucrurile. De mai mult timp, cum s-a vorbit și astăzi, ne preocupă problema creierii Academiei de Fotbal. În programul de activitate al Federației Moldovenești de Fotbal, adoptat la congresul anterior, a fost prevăzut acest lucru. În acest sens au avut loc întâlniri cu factori de decizie local, dar și din cadrul forurilor fotbalistice internaționale despre crearea Academiei de Fotbal. Aici doresc să mulțumesc Primăriei Municipiului Chișinău, Ministerul Educației, Ministerul Tineretului și Sportului Republicii Moldova, Comitetul Național Olimpic, care au sprijinit aceste inițiativele noastre. Au fost examinate mai multe posibilități, posibile locuri de amplasare a Academiei, care au fost analizate și apreciate, luând în considerație cerințele înaintate față de asemenea structuri sportive. Cu eforturi comune s-a ajuns la concluzia creării Academiei de Fotbal pe lângă liceul internat republican cu profil sportiv din Chișinău. Tot acest capitol la ultimul congres UEFA, care a avut loc în luna martie, au fost lansate mai multe inițiative interesante pentru fotbalul european. Printre acestea este programul UEFA de creare și dezvoltare Academiei pentru tinerii fotbaliști talentați lângă asociațiile naționale. Programul DAT are scop să ajute asociațiile naționale să caute fotbaliști talentați și să asigure pregătirea lor. Iar președintele UEFA, Michel Platini, chiar a menționat că ar fi posibil că un viitor Ronaldo trăiește acum în Moldova sau în Letonia și acest program poate să ne ajute să-l găsim. Noi vom depune eforturile cu această academie să înceapă activitatea cât mai curând posibil, chiar începând din septembrie anul acesta. Am făcut și facem tot ce este necesar pentru a asigura pregătirea cât mai bună a selecționatelor noastre. Și cred că a venit timpul ca să apară și rezultate. Ultimele evoluții au dat speranță că putem face meciuri bune și să obținem victorii în fața unor echipe importante, dar principal putem juca fotbal mai bun ca să ajungem să aducem satisfacție suporterilor noștri. Schimbarea generației, aducerea unor jucători noi la Națională a contribuit la schimbarea atmosferii din echipă, la crearea unui colectiv mai motivat și mai unit. La preliminarele campionatului european din 2016 vom juca cu echipe puternice din grupă care au jucători valoroși, apreciați în toată lumea, dar cu care se poate și trebuie să jucăm cât mai bine posibil. Eu cred că un pas benefic pentru fotbalul nostru a fost adoptarea de către Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal, când echipele din Divizia Națională să folosească pe teren un jucător mai tiner de 21 de ani. Era în Divizia A și în Divizia B, cât e un jucător sub 19 ani și unul sub 17 ani pe toată durata meciului.
Eu cred și sunt convins că și dumneavoastră tot că această decizie pe care a luat-o Comitetul Executiv a ajutat mult și echipa de tineret care este condusă de Alexandru Curtean, care se află în prezent pe locul 2 în grupă și avem șanse reale împreună cu echipa Angliei să promovăm în etapa următoare a campionatului Europei. În același timp vreau să spun că noi am format și mai multe selecționate, începând de la 14 până la 19 ani, care îmi dă posibilitatea să pregătim jucători mai tineri de vârstă pentru selecționatele de tineret și echipa națională A. Și eu cred că aceasta va ajuta selecționarea echipei naționale să aibă din unde aleagă alege mai mulți jucători. În actualul sezon fotbalistic mai interesant și mai disputat a devenit campionatul Republicii Moldova. Jocurile sunt mai interesante, echipele s-au pregătit mai bine. Vorbim că echipele care au participat în cupele europene din partea Moldovei, vorba de Dacia, din Milsami, au avut un parcurs mai avansat, iar echipa Șerif Tiraspol s-a calificat în grupele Europei Ligi, care a dus din nou puncte Federației Moldovenești de Fotbal și sperăm că pe viitor vor avea mai multe echipe în Liga Europei. Am desfășurat un număr tot mai mare de turnee fotbalistice pentru diferite categorii de vârstă, competiții, în mod special pentru copii și juniori, turneul național pentru copii cu vârstă, Cupa Guvernului, turneul viitor cu participare selecționată de juniori sub 15 ani, turneul Mățeșor și altele. A devenit mai numeroase și competițiile fotbalistice la nivel local, datorită eforturilor depuse de asociațiile teritoriale, se desfășoară cu succes campionatele raionale, Cupa Raionului și Supercupa, iar la sfârșit de ani se organizează gala de fotbal cu menționarea celor mai buni. Federația și în continuare vă susține pe toți cei care contribuie la nivel local de a promova fotbal și a desfășura competiții. Desigur că noi vom continua proiectul fotbalului distractiv Open Fun Football Schools, în cadrul care se organizează noi școli de fotbal distractiv, se pregătesc antrenori, asistenți, sunt atrași mii și mii de copii. Pare rău că în acest timp în Moldova este creat un sistem competițional care include desfășurarea competițiilor Republicii Moldova la fotbal pentru copii de 8 categorii de vârstă. În același timp, UEFA ne-a încredințat organizarea și desfășurarea turneului de dezvoltare UEFA cu participarea selecționatelor de junioare sub 17 ani, iar anul curent, în 2014, vom în Moldova, de asemenea, va găzdui turneul de dezvoltare, dar și mini-turneul preliminar pentru campionatul european de juniori 17 ani, cât și mini-turneul preliminar din cadrul Cupei Regiunilor UEFA. Aceste turnee internaționale pot fi organizate la noi datorită faptului că pe lângă centrul de pregătire a selecționatelor naționale de la Vadul Vodă s-a creat infrastructură unde se pot petrece meciuri de acest nivel. Putem menționa aici stadionul din Orășeu Orhei și stadionul din Târnovca. Pe parcursul anului 2013, la centrul de pregătire a selecționatelor naționale au fost desfășurate diferite seminare și cursuri FIFA, UEFA și FMF. Toate aceste activități contribuie la mai bună promovare a fotbalului și, în același timp, la consolidarea imaginii Republicii Moldova în calitate de partener de nădejde în fotbalul european. Onorată asistență! În capitolul important, activitatea noastră prezintă dezvoltarea infrastructurii fotbalistice. Noi continuăm desfășurarea proiectului FMF toți împreună. La acest capitol doresc să menționez că interesul de acest proiect este atât de mare că în unele cazuri Comitetul Executiv este nevoit să caute resurse suplimentare pentru îndeplinirea cerințelor existente. Acest lucru vom face și cu sprijinul UEFA, care a lansat etapa 4 din cadrul programului HEC-3. În perioada aceasta am continuat construcția edificiului Futsal Arena FMF, cum s-a menționat aici, în comuna Ciorescu, cu capacitate de 1300 de locuri, care va fi dat în exploatare în toamna anului 2014. Cu darea lui în exploatare, va apărea posibilitatea reală ca Republica Moldova
să găzduiască competiții importante de futsal, cum ar fi turneele de calificare sub egidă UEFA, atât la nivel de club, cât și la nivel de selecționat. O activitate importantă a fost și rămâne pregătirea antrenorilor. La cursurile Școlii Federale de Antrenori vin tot mai mulți foști fotbaliști care doresc să continuă activitatea sa ca antrenor, având posibilitatea să obține toate licențele, inclusiv licența Pro UEFA. Pe parcurs anului 2013, Școala Federală de Antrenori a organizat cursuri de pregătire a antrenorilor, la care au participat circa 500 de tehnicieni. Un număr important de antrenori din Republica Moldova participă la seminarii organizate de UEFA în cadrul programului UEFA Study Group Scheme, unde au posibilitatea să acumuleze noi cunoștințe și experiență la nivel internațional. Continuăm să acordăm atenție sporită ce calității arbitrajului. Nu este un lucru simplu, dar este foarte important pentru a desfășura o competiție corectă. În acest sens, se desfășoară o colaborare strânsă cu forurile internaționale FIFA și UEFA. Arbitrii noștri participă regulat la diverse cursuri și seminarii, iar cei mai buni sunt delegați să arbitreze meciurile internaționale. Ne bucură faptul că anul acesta la noi au apărut noi arbitri FIFA. Acest lucru ne dă speranță că experiența internațională acumulată va influența pozitiv lucrurile și la nivel național. Fotbalul este apreciat nu și pentru diversitatea genurilor care pot fi practicate. Fotbal feminin, fotbal în sală, fotbal de plajă, fotbal tenis. Tot mai multe persoane practică aceste probe, iar competițiile vin tot mai spectaculoase. Mai interesant și mai disputat este campionatul național de futsal, iar campionatul acestui an se poate determina prin meciul de aur. De asemenea, se organizează campionatul de fotbal în sală pentru copii de 8 și 10 ani. O evoluție pozitivă înregistrează fotbalul feminin în Republica Moldova. S-a mărit numărul echipelor competiției de fete până la 16 ani. Federația Moldovenească de Fotbal a obținut dreptul de a realiza un proiect pilot FIFA pentru dezvoltarea fotbalului pentru fete până la 12 ani. De asemenea, se implementează proiecte din cadrul programului FIFA și UEFA de dezvoltare fotbalului feminin. Federația Moldovenească de Fotbal mare grijă și responsabilitate se includ în diverse proiecte sociale. Acordăm sprijinul necesar pentru practicarea fotbalului de către persoane cu dizabilități. Am simțit și vom susține, am susținut și vom susține în continuare activitățile în cadrul Olimpiadei speciale, Special Olimpic, turneile pentru nevăzători și alte categorii de persoane social vulnerabile. Deja a devenit o bună tradiție vizitele la casele de copii la care participă membrii lotului național. Acest lucru vom face și în viitor, pentru că suntem așteptați de acești copii. Onorată asistență! După cum am menționat la început, fotbalul este un produs foarte important al societății contemporane. Cu o regret, însă, în jurul lui au loc fenomene negative. Unii încearcă să profite din fotbal promovând corupția, meciurile trucate și alte activități legale. FIFA și UEFA întreprind permanent pași importanți pentru a lupta cu orice manifestare de acest gen. Despre acest lucru s-a vorbit nu și la ultimul congres european. S-a menționat îngrijorarea față de aceste fenomene negative, care reprezintă un pericol real pentru fotbal. În același timp, pentru prima dată la un congres UEFA a fost emanat o diplomă pentru luptă cu corupția în fotbal, i-a fost emanată, cum s-a spus aici, Alinei Stățenco. Cred că aceasta a fost un semnal important pentru cei care aranjează meciurile și promovează corupția în fotbal. Încă o problemă majoră din fotbal contemporan, care nu ne-a ocolit pe noi, este finanțarea cluburilor. Lipsa transparenței, neplata la timp a jucătorilor, diverse alte abateri influențează direct competițiile. Cu regret, unele cluburi nu reușesc să gestioneze corect situația din cadrul clubului și ajung la incapacitatea de a continua evoluția în campionat. Acest lucru ne face să fim mult mai atenți în procesul de licențiere a cluburilor și a respectării de către cluburi a regulamentelor FIFA, UEFA și FMF. Mai ales că una din principalele cerințe pentru cluburi de fotbal este licențierea. 10 ani în urmă, Federația Moldovenească de Fotbal a inițiat procesul de licențiere a cluburilor moldovenești. După fiecare ciclu,
Федерация молдавнянской де футбол, Афосу Пусу, на его дит интернационал, каря демонстрация, прочесу дивичен серия клубру, есть организатор кадром федерации, им кореспундили по плате черинцеле, наинтати фаты за част активитати. Требуется континуам ачест клубру по респонсибилитати, а ты дим партия федерации, ты ты мол спечал дим партия клубру. Стимазь делегация. Am continuat activitatea noastră din marketing și parteneriat. În această activitate avem o colaborare bună cu sponsorii și partenerii noștri. Împreună cu ei, noi reușim să realizăm multe proiecte fotbalistice și, desigur, facem mai atractive și mai interesante competițiile noastre. Noi apreciem relațiile pe care le avem și sperăm într-o colaborare reciprocă, avantajoasă și în continuare. Dragi prieteni, după cum știți, Federația Moldovenească de Fotbal are o conlucrare bună cu forurile internaționale FIFA și UEFA. Înțelegem cu toții că pentru noi este absolut necesar să avem aceste relații bune, deoarece ne permite să realizăm mai multe proiecte importante pentru țara noastră. Iar numărul acestor proiecte spre satisfacția noastră din an în an crește. Programele lansate de FIFA și UEFA în ultimii ani au început să aducă rezultate reale pe care noi dumneavoastră le simțim. Federația Moldovenească de Fotbal are legături strânse și cu asociațiile naționale din regiunea noastră. În mod special avem o relație foarte bună cu Federația Română de Fotbal, care ne-a sprijinit permanent, începând chiar din momentul aderării noastre la FIFA și UEFA. Eu pe această cale vreau să mulțumesc sam. Și pentru binele societății noastre. Vă mulțumesc!